Un savant catolic verifică că nici sâmbăta, nici duminica nu este șabatul biblic. Adventiștii de ziua șaptea i-au citat întotdeauna pe romano-catolici pentru a demonstra că Biserica Catolică admite că a schimbat sabatul în duminică. Una dintre cele mai cunoscute este în Great Controversy, pagina 448. Romaniștii declară că păzirea duminicii de către protestanți este un omagiu pe care îl aduc în ciuda lor autorității bisericii catolice. Pe 5 ianuarie 2006, savantul și apologetul romano-catolic Patrick Madrid a făcut o declarație uluitoare de care fiecare persoană care iubește adevăratul șabat ar trebui să fie conștientă. Edwin Catholic Radio Network găzduiește o emisiune radio cu apelare intitulată Open Line. Un ascultător a sunat cu o întrebare cu privire la acuzația că Biserica Catolică a schimbat sabatul de sâmbătă în duminică. Madrid a declarat că sâmbătă actuală nu este șabatul biblic original, dar că schimbarea făcută de Biserica Catolică a fost de fapt una de calendar. În continuare este o transcriere a declarațiilor sale. Ei bine, ceea ce trebuie să ne amintim este în primul rând ce a spus Iahușua. El a spus să nu uitați că omul nu a fost făcut pentru șabat, șabatul a fost făcut pentru om. Și Domnul însuși ne-a spus a fost Domnul șabatului, așa că el a avut autoritatea în domeniul în care vom respecta acea poruncă. Ceea ce s-ar putea să nu înțeleagă cumnatul tău este că Biserica Catolică nu a schimbat acea poruncă. Biserica Catolică respectă porunca de a sfinți sabatul, dar face acest lucru în ziua Domnului, iar primii creștini și-au transferat respectarea acelei porunci de sâmbătă în duminică. În primul rând, pentru că a existat o ruptură distinctă între cerințele Vechiului Testament, ritualurile și cerințele legământului mozaic care se ocupă de închinarea sabatului și sacrificiile de animale și cam așa ceva. Ei au vrut să arate că creștinismul era diferit de iudaism. A venit din iudaism, dar era distinct de el. O oh, Sărbătorind venirea lui Iahușua, îmi pare rău, sărbătorind învierea și moartea lui Iahușua, în ziua în care el a înviat din morți, părea a fi cea mai potrivită. Uh, un alt lucru de care ar trebui să ne amintim de asemenea este că calendarul nostru pe care îl urmăm, inclusiv adventiștii de ziua a șaptea, nu este doar un calendar conceput de Biserica Catolică, ci și un calendar care se bazează pe anul solar, nu pe anul lunar. Iar calendarul evreiesc care a fost respectat în timpul lui Iahușua urmează un calendar lunar care este cu câteva zile mai puțin față de calendarul solar. Deci, marea ironie este chiar, că chiar și adventiștii de ziua a șaptea însă și nu se închine exact în aceeași zi de sabat ca, ca evrei din vremea lui Yahushua, nici evrei de astăzi.